Dimitrov începe această a doua semifinală la serviciu. Începe cu un serviciu puternic în afară. Mingea a fost afară. Mingea a fost afară. O dublă greșeală. Tribuna aproape plină. Dimitrov un pic ghinion cu banda fileului. A lovit destul de bine mingea, dar nu l-a ajutat nețul de data asta. De câte ori au jucat unul cu altul? O singură dată la New York. Acolo s-a impus Gael Monfils, 7 la 6, 6 la 3, 6 la 4 la US Open, în 2011. De atunci bulgarul a crescut mult, Andrei, a progresat mult în tenisul său. Cum se vede și clasamentul, data asta el e favorit. Foarte talentat. Prin jocul lui aduce un pic aminte de Roger Federer. Da, chiar și loviturile. Și spus-o, reclit Baby Fed pentru mai toate loviturile și serviciul, chiar și reverul forehand-ul este clar, da, al elvețianului. Joacă cu aceeași rachetă, același echipament, aceeași marcă. Da, o fiți de seara. Servește Gael Monfils, să vedem cum o va face. Cât de deranjat este de accidentarea de la glezna dreaptă. Tras gura în ochii bulgarului, din nou rafale de vânt. Fiz încearcă o dreaptă iute pe în cross. N-a fost chiar bine pregătit. Asta e mai bun un pic. A început să apese parcă pe minge mai tare și la serviciu. Pentru că l-am văzut la încălzire având dificultăți și șchiopătând chiar. A intrat în arenă șchiopătând. Da, cum am mai spus în ultima partidă, care am comentat-o, cum un pic toate îi place drama. Sperăm să fie numai atâta. Amândoi și-au ținut serviciu, unul la unul.
A doua dublă greșeală a lui Dimitrov. Nu știu ce să cred. E greu. E greu să-l citești. Pă, Gaer, ce simte acum? Poate se încălzește și uită de durere. 30-15. Foarte bun serviciu lui Dimitrov. 40-15, 2000 de game, Dimitrov probabil că încearcă să ignore cât poate de mult semnalele date de Monfils. Da, trebuie să-și facă treaba, nu e ușor să joci cu un jucător care nu e 100%, poate te gândești un pic, hai doar să pun mingea în teren sau, eu știu, să nu o greșesc eu și atunci se întâmplă aceste erori. Dar încă vorbește cu... Chiar dacă puteți să puneți camera... Da, unul dintre supervisorii... Dacă puteți să puneți camera pe Gaël Monfils, nu pe Dimitrov, pe Dimitrov. A vorbit, acum se așează jos, a vorbit cu fizioterapeutul de la ATP. Da, și în următoarea pauză probabil că va primi din nou tratament. Nu stă jos. Domnul Dimitrov, vom fi la serviciu. Un 2-1 perfect serviciu, bun, și apoi contrapieul. I-a scăpat forehand-ul, iar lui Andrei Pavel i-a scăpat un wow în momentul în care a lovit din acea alunecare absolut superbă, mult în spatele tușei de fund, dar a lovit de acolo foarte puternic. De asta și spun, nu știu cât de accidentat poate să fie, mai ales când faci alunecă 2 metri. Exact, exact. Asta trebuie să te țină glezna, să poți să faci așa ceva. 15-30. Iată primele mici de break. Poate și un pic oboseala. Ieri, Gaël Monfils, cum ai spus și tu, a jucat 3 ore. Dimitrov, mult mai puțin.
apărat super Dimitrov acolo. L-a forțat pe Gael Monti să joace și a treia dreaptă, care i s-a oprit în bandă și iată primul break al favoritului 1. Slice de forehand incredibil găsit unde Dimitrov. 3-1 pentru bulgar. Așa, neforțată. 30-0, pentru la. Perfect, al lui Dimitrov în afară pe linie. 3-mici de 4-1. Nu știu, e greu să spui ceva acum, e pur și simplu, ai sentimentul, Monfi, nu e prima oară când îl văd așa, ai sentimentul că va renunța după acest game, se uită, mingea foarte bună. Da, face semn lui Dimitrov că mingea a fost bună și... Este 4-1 pentru Grigor Dimitrov în primul set al acestei a doua semifinale de la BRD Năstase Țiriac Trophy. Nu știu dacă se poate vedea dacă Monti are piciorul bandajat sau nu. Da, probabil că are sub șosetă făcut un taping. Poate aflăm și noi exact cum s-a întâmplat această mică întorsă. Nino așteaptă timpul, se duce din nou în teren. Da, probabil că a călcat strâmb la antrenamentul de dinaintea meciului, pentru că ieri nu l-am văzut acuzând dureri la partida cu Polarii Mathieu. În orice caz, aici, pe arena centrală, următorul meci este înainte de ora 17. Horia Tecău, Jean-Julien Royer versus Jamie Murray, John Pierce. Să nu uităm semifinală cealaltă, de dublu. Să nu uităm cealaltă semifinală care se va juca pe alt teren. Cine știe, poate dacă meciul acesta se va termina foarte repede, organizatorii vor pune și cealaltă semifinală pe central, dar nu cred. No. Horia și Royer au terminat ieri târziu în noapte. Au fost meciul. Meci, da. Da, după mine, cred că meciul ăsta se va termina în curând, îl văd pe un fi care deja nu vrea să lupte. Până când vine un forehand la viteza asta, vrea să încheie punctele cât se poate de repede. Da, nu știu des. Păcat. Poate se schimbă, nu? 15-40. Păcat, a fost un meci foarte așteptat. Și acum se retrage, se va retrage acum. Se oprește, se duce spre arbitru. Din păcate, meciul ăsta nu se va mai juca. Da, îi face semnul lui Vlage Trifunovski, se duce, dă mâna cu bulgarul Grigor Dimitrov. Spectatorii foarte nemulțumiți. Așadar, vom avea... că e greu să știi ce s-a întâmplat. Pentru spectatori, sunt bucuroși că Dimitrov e în finală. Vom avea finală Dimitrov-Rosol mâine, iar
pe arena centrală. Vom reveni aflând de la organizator dacă se joacă ambele semifinale de dublu pe central sau nu. Nu se poate vei avea alte informații ceea ce s-a întâmplat. Poți să le transmiți după. Ne pare rău. Poate aflăm între timp de la organizatori dacă se va schimba programul aici pe arena centrală și vom intra în emisie și cu prima semifinală. Eu vă mulțumesc oricum. Păcat că DigiSport nu-mi dă un microfon să-l am la mine când joc demonstrativul. Da, am încercat acest lucru și la ediția trecută. Nu sunt de acord jucătorii, în special Ilie Năstase spune că este îngreunat de acea lavalieră. Așa că am montat noi microfoane de ambianță și o să auzim absolut toate dialogurile voastre. Și bineînțeles cei de acasă din fața televizoarelor. Ne luăm deocamdată la revedere, fiți cu ochii însă pe DigiSport, pentru că s-ar putea ca organizatorii să mute prima semifinală de dublu pe arena centrală. Suntem Andrei.